Salut, camarazi! Astăzi o să vă spun niște păreri personale ale mele, să vedem dacă îmi dați dreptate sau nu. Nu știu, ori sunteți cu mine de aceeași părere, ori sunteți contra, ori aveți alte păreri. O să vă explic așa niște chestii care pe mine personal mă deranjează. Că oameni care sunt personaje, personalități în lumea sportului, actori, cântăreți și scriitori și sculptori și mai nu știu ce, oamenii ăștia se dau în stambă, să zic așa, fac niște tâmpenii cât ei de mari. Dovada că dacă ești scriitor nu ești și deștept. Dacă ești sportiv, iarăși nu ești geniu. Dacă ești actor, nu ești o inteligență ieșită din comun. Dar vă dați seama că viața râde de noi până la urmă și mi-ar place să vă aud părerile voastre. Pe vremea terorii cu înțepatul, o groază de personaje românești s-au înțepat în public, crezând că e bine, alții că nu se mai satură de bani, alții că au crezut că e și asta e tot un joc de imagine, dar nu e. Nu e un joc de imagine, e vorba de viață și moarte. Și în momentul când e vorba de viață și moarte, nu poți să-i spui lui vecinul, bă, eu fac harakiri, știi? Fă și tu harakiri că e bine. Nu, îl lași pe el să decide dacă face harakiri sau dacă trăiește, nu? Așa, oamenii ăștia cred că au, părerea mea, au acționat greșit și-au ciobit prestigiul. Și-au diminuat respectul pe care și l-au câștigat în zeci de ani de muncă grea, unii cu multe sacrificii și după aia, în câteva minute cât s-au înțepat oamenii ăștia, s-au făcut de băcănie, de cacao. Hai să luăm cu începutul. Simona Halep. Simona Halep, știm cu toții, a dus României peste tot, a făcut o avere de vreo 43 de milioane de euro, deci nu e că îi moare copiii de foame, deci n-avea niciun motiv să se înțepe că ea nu e medic, ea de când era copil de vreo 26-27, dar nu s-a jucat cu păpușile, s-a jucat cu racheta, a fost numărul 1 mondial, e în primele 10, deci să știe cine este. Deci putea să urmeze exemplul lui Djokovic, care a rămas ca un partizan sârb al lui Baba Novac, a rămas pe baricadă și până la urmă au fost nevoiți să-l accepte. Deci ăia care s-au înțepat o să se ducă mai devreme sau târziu, dar Djokovic o să rămână. Înțelegeți? Cu excepția că dacă poate să dea o mașină peste el, aia se poate întâmpla la oricine. Deci Simona Halep a dat un exemplu negativ, după părerea mea, nici părinții ei, care sunt oameni cu părul alb, n-au știut să sfătuiască. Acum sper să fiu un profet mincinos, uite, bat în lemn, dar cred că o să se ducă mai devreme sau mai târziu, cum se duc mulți, fără să se spună nimica. După aia, geniul nostru de la natație, David Popovici, care a bătut toate recordurile, și de la Diana Mocanu, de la Brăila, parcă n-a mai avut un campion, dar învergura asta să-i bată pe toți. Dar și el s-a înțepat. Deci e un copil, bănuiesc că vina e a părinților, nu a lui. Deci nu trebuia să o lase să se înțepe. Maya Morgenstern, celebră actriță româncă de origine evrească, care trăiește în România și în Israel, a jucat în filme celebre, cunoscută pe Mapamond. Deci s-a înțepat. Păi bă, frate, când ești la nivelul ăsta și când nu ești doctor, nu poți să te înțepi după ureche, băi, că aici nu e vorba de biștocăreală, de gargară, de vrăjeală, aici e vorba de viață sau de moarte. Deci nu poți să iei tu că ți-a zis unul că pisica zboară, știi, și tu crezi că pisica zboară, știi? Așa, eu știu că evreii aveau un instinct de conservare
că polonezii și rușii au făcut sute de pogromuri contra lor. Când nu mergea ceva, îi săreau și îi omora pe aici, că ei sunt de vină peste tot, știi? Dar unii dintre ei au mai avut instinctul de conservare și au părăsit Polonia înainte să atace nemții Polonia și să moară toți în ghetoul varșovian. Dar văd că Maya Morgenstern și-a pierdut instinctul ăsta de conservare, face greșeli care nu poți să-l faci la nivelul ăsta. Altă vedetă care a călcat în străchin, Ioana Pelea, nu știu cât de bună actriță este, n-am văzut-o niciodată jucând, dar e fata celebrului Amza Pelea. Deci în momentul când duci povara unui tată celebru, nu poți să faci tâmpenii de-astea și să mai... că astea, tâmpeniile astea înseamnă viață sau moarte, știi? Ea s-a înțepat aiurea. Dorian Popa, asta e complet dus cu Pluta și scurt în bandă. Mi se pare un aiurit, ca să nu zic tâmpit, poate trage și pe nas, are un canal pe YouTube cu vreo 1000 de abonați, deci în poziția asta nu pot să îi îndemn pe aia un milion de abonați să se sinucidă. Dacă tu ești nebun, e treaba ta, dar nu poți să-i pui alții să moară cu tine dacă tu faci și harakiri, nu? Mi se pare aiurea. La fel, preotul Visarion Alexa, care, mai ales că e un îndrumător și un călăuzitor al maselor, al credincioșilor, a făcut aceeași greșeală, la fel ca Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, care, să mă ierte Dumnezeu, am impresia că are și gardă inversă. Omul ori e un infiltrat de securiști acolo, de sataniști, ori e șantajat pentru că are gardă inversă. Oricum, omul, nu știu dacă s-a înțepat el, dar i-a pus pe alții să se înțepe. Aceeași treabă și cu Loredana Groza. Bă, nene, dacă ți s-a urât cu binele și o duci, nu știu de unde a plecat, în ce zonă socială a plecat Loredana Groza, dar acum ești o vedetă, ești o cântăreață, ești un influencer. Nu poți să îndemn lumea să se înțepe, că ea nu e doctoriță, nu? Dacă s-a înțepat ei, ea e riscul ei. Aceeași treabă și cu Andrei Pleșu și cu George Buhnici. Cunoscuți, Andrei Pleșu, fost ministru, care a furat editura politică a Partidului Comunist Român, de fapt a poporului român, i-a făcut-o cadou lui Gabriel Liceanu, care și ăla s-a înțepat ca și el, așa și cu Mircea Cărtărescu, veșnicul pretendent la premiul Nobel pentru literatură. Dar se pare că eu fi ajuns blestemul ceaușeștilor, știi? Așa. Aceeași treabă și cu maestru Tudor Gheorghe, care după părerea mea e un fripturist, pentru că pe vremea comunismului noi nu puteam să trecem Dunărea de la Giurgiu la Ruse în Bulgaria, care erau tot comuniști ca și noi. Și maestru Ebenciu cam colinda până toată lumea și a nestingherit. Deci eu zic că cel puțin a mers în patru labe în fața securiștilor. Aceeași treabă și cu celebrul actor Victor Rebenciuc, tot un oportunist de joasă speță, om fără caracter, fără moral, fără coloană vertebrală. Socrul lui a fost șeful securității de la Arad, a decimat partizanii români din Făgăraș, pentru că nu vreau să fie sclavii bolșevicilor, și el, avându-l pe socrul în spate, și-a făcut carieră până în ziua de azi, stă la Cismigiu, la câțiva metri de intrare în Cismigiu, deci în buricul târgului, deci oameni că se scârbă de ei, oportuniști, fripturiști, ce mai, canali. La fel și celebru gagicar Ilie Dumitrescu, marele fotbalist, mare iubitor de artă, nu știu ce. Bă, frate, dacă ai luat-o razna, nu înseamnă că trebuie să-i pui și palții să o ia razna. S-a înțepat și ăsta. După aia, celebru Gelu Vișeanu, ăsta are cel puțin un viol în trecut. Îl poartă televiziune ca pe Sfânta Moaște, pe Sfânta Parlachschiva, el se pricepe la toate, nu știu ce, el i-a pus pe toți să se înțepe.
cred că e cel puțin descreierat, așa. La fel cu celebrul fost ministru Teodor Baconschi și ăsta, vă dați seama ce imbecil ne conduc România dacă ăsta ca ministru s-a înțepat și a pus și pații să se înțepe? Înseamnă că noi plătim din banii și din munca noastră niște idioți din Parlament, în Senat, Camera Deputaților, miniștrii, secretari de stat, chiar și neamții, toți sunt numai idioți și cretini. Aceeași treabă și cu Lucia Mândruță, celebrul influencer, așa, Tudor Chirilă nu mai vorbesc, ăsta de câte ori vorbește, numai tâmpenii vorbește, omul nu-și dă seama că e prost, l-a ales pe neamțul, după a ieșit în stradă contra lui, acum vorbește aiurea tot timpul, bă frate, dacă ești prost, sigur, închisă, nu, mai ales în poziția lui de cântăreț și la toate televiziunile aia, dacă ești prost, sigur, închisă, nu vorbești ca să vadă lumea că ești tâmpit, știi? Nu știu, mă ierte Dumnezeu, mi-a nesuferit Tudor Chirilă. Aceeași treabă și cu celebrul Adrian Papahagi, care și-a format partidul M10. După cum știți, ăsta e cuplat cu Mihai Neamțu, care e soroșist și la sapă nu vrea nimeni. Toată lumea vor să facă partide, ecologist, verde, nu știu ce, dar la muncă nu vrea nimeni la sapă. Toți vor la partide, la vrăjeală, știi, să vândă vrăjeală la proști. La fel ca și celebrul Mihai Bendeac, și ăsta s-a înțepat și a pus pe alții să se înțepe. Ăsta mi se pare personal un handicapat mental, un complexat și în poziția care are nu poate să face așa ceva, e absolut exclus. La aceeași treabă și cu celebra Teo Trandafir și cu Ilie Năstase. Bine, Năstase, în afară că a fost mare sportiv, nu trebuie să uităm că e general al armatei române care a tras în poporul român la lovitura de stat, e general al armatei române care până troglodit-ul ăla de Gheorghiță i-a pus pe tot să se înțepe, când românii erau împușcați la frontiera română-iugoslavă, Ilie Năstase au trăit 10 ani la New York, știi, deci asta spune totul. Aceeași treabă și cu Ion Țiriac, prietenul lui, mare miliardar, dar prieten cu toți sataniștii de pe planetă. Aceeași treabă și cu Horia Brenciu, care și ăsta, să mă ierte Dumnezeu, mi-a nesuferit ca om, Horia Brenciu, e un fel de golan guraliv, și ăsta s-a înțepat și a pus și pe alții să se înțepe. La fel ca și celebra avocată Alice Drăghici și asta, membra Baroului București, și asta s-a înțepat. La fel ca și surprize, Andreea Marin. Bă, frate, eu știu că dacă sunt prost, tac în gură, că să nu vadă lumea că sunt proștii ăștia. Au dat-o pe înțepat, orică s-au înțepat, orică nu s-au înțepat, dar orice caz au făcut reclamă înțepături, știi? La fel ca și celebrul antrenor de la Cluj, Dan Petrescu Bursucu, care cred că mi s-a asc vreun bec până creier, știți că la nivelul ăsta nu poți, a trăit și el până Anglia, a jucat peste tot, nu poți, băi frate, să te lași prostit de niște canali care vor să te omoare. Aceeași treabă și pentru celebrul erou de la Sevilla, despre Helmut Ducădam. Se pare că și neamțul ăsta, ca și neamțul ăla, e dus cu pluta și ăsta la bătrânețe a luat o razna. Nu poți, băi frate, la nivelul ăsta și la vârsta care are, că are, cred, în jur de 60 de ani, să nu-ți dai seama ce se întâmplă pe planeta asta, să trăiești ca o cârtiță pe sub pământ. E absolut aberant. La fel ca și Andrei Caramitru, băiatul celebrului Ion Caramitru, care ăsta a dat foltul deja, nu știu dacă de la înțepat sau altceva. Camarazi, v-am expus mai multe cazuri despre cum prostia e la scară universală și la scară românească, cum oameni care sunt sportivi de performanță, actori celebri, cântăreți celebri, miniștri, secretari, scriitori,
ca oameni sunt, pot fi de o prostie rară, ca oameni sau sunt lichele și nu s-au înțepat și au pus pe alții, au făcut reclamă să înțepe alții, că se poate și așa. Oricum, mi se pare pervers și într-un caz și au altul, sau altul. Aștept părerile și opiniile voastre să vedem ce ziceți voi. Vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe drumul vieții. Pa, camarazi!